Tot mai mulți gorjeni care și-au depus dosarele pentru programul Casa Verde vin la sediul Agenției de Protecție a Mediului, nelămuriți după ce primesc telefoane de la distribuitorii de panouri solare, care îi înștiințează că au primit finanțare. Conducerea agenției îi atenționează pe cetățeni că respectivele firme încearcă să profite de naivitatea celor interesați. Există posibilitatea să fie contactați de diferite firme distribuitoare de instalații și de panouri, prin care sunt informați că s-a aprobat dosarul și cer o procură, adică solicită ca să fie ei împuterniciți a reprezenta beneficiarul în fața autorităților de mediu. Deci asta eu consider că trebuie ulterior, după ce APM-ul contactează beneficiarii, dacă nu se poate prezenta, să facă procură notarială la împuternicitul respectiv, nu înainte de a fi... De a fi contactat. Au venit cetățeni care au spus că au fost contactați de firme, că li s-a aprobat dosarul, lucru care este inexact, deoarece la ora actuală nu sunt aprobate și nu sunt afișate pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu pentru județul Gorj niciun dosar. Reprezentanții Agenției de Protecție a Mediului susțin că în acest moment doar sunt analizate solicitările depuse în anii 2011-2012. Numai puțin de 278 de gorjeni și-au depus dosarele pe programul Casa Verde. Statul alocă 6.000 de lei pentru instalarea echipamentelor de încălzire cu energie regenerabilă. Subvenția va fi acordată persoanelor care vor semna până în 20 septembrie un contract cu Agenția pentru Protecția Mediului. Reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Gorj vor contacta fiecare beneficiar căruia i s-a aprobat dosarul și îi va fi comunicate actele necesare cu care trebuie să prezinte la Agenția de Protecție a Mediului Gorj și termenul în care trebuie să prezinte semneze contractul, respectiv 60 de zile de la data în care îl anunțăm. În prezent, programul național este blocat. Cei interesați se vor putea înscrie pentru finanțare la finalul analizei celor 278 de dosare depuse în anii anteriori.